Bună dimineața! Guten Morgen! Așa îl salută ea în fiecare dimineață pe Eddie, camionul ei. Aparține unei firme de transport, dar în afară de Biggie, nu are voie nimeni altcineva să-l conducă. Ich pack halt einfach. Acum încarc totul, pur și simplu. So. Femeia în vârstă de 58 de ani va trăi următoarele 5 zile în camionul ei. Va șofa, va mânca și va dormi în cabină. Iubesc asta, pur și simplu. Este, cum să spun, nu pot descrie, mă simt pur și simplu extrem de bine. Și asta deja de 30 de ani. Astăzi are de parcurs mai întâi o distanță de 50 de kilometri, fără remorcă. Biggie trebuie să recupereze remorca de la altă firmă. Dar există o problemă, accesul este blocat. Ei, nu la naiba, trebuie să fac un ocol. Oare în cap pe acolo? Cred că da. Dar oare în cap? Este foarte strâmt, dar Biggie își cunoaște camionul. Oh, da pas ich da durch, da pas ich durch. Da pas ich durch. Oder? Wow, das ist ja. Dar nici nu trece bine de acest hop, că apare altul. Oamenii aceia descarcă deja. Nu am acces la remorca mea. În stânga e remorca lui Biggie, în dreapta alt camion. Nu are cum să se strecoare. Trebuie să ocolesc pe afară și apoi în marșarier prin hală. În marșarier prin hală. Este o chestiune de centimetri. Trebuie să fii atentă și când cuplează remorca. Totul trebuie să se potrivească perfect. Încărcătura, vopsea industrială specială. Ia-l! Poacă-te-o! Doamne, eu chiar că nu am nevoie de sală de fitness. Acum bea o cafea, apoi Biggie trebuie să respecte exact orarul cursei. Aici scrie ora 7, dar noi am fost aici înainte de 7, deci acum am cuplat remorca. Biggie trece totul în computerul de bord, ca să aibă și șefa ei o evidență. Șefa este Catarina Boimle. Grație tehnicii moderne, ea poate vedea în timp real unde se află Biggie și Eddie al ei. Aici se poate vedea. Lunea trecută a fost ambuteiaj. Într-un interval de 50 de minute, ea nu a putut înainta decât 4 km. Asta înseamnă că a avut o mare întârziere. Să vedem ce se poate face pentru a evita pe viitor astfel de situații. Pentru afacerea de familie este important să știe toate detaliile. Firma din sudul Germaniei are 160 de camioane care fac curse în întreaga Europa și mereu se confruntă cu lipsa șoferilor. Șefa ar vrea cu plăcere să angajeze mai multe șoferițe. Dintre toți șoferii, doar 3 sunt femei. E prea puțin, consideră și patronul. În general, avem nevoie de mai mulți oameni și de aceea ne bucurăm pentru fiecare nou colaborator care face această muncă cu plăcere, care are vocație pentru asta. Că e bărbat sau femeie, asta nu are nicio importanță. La distanță de 50 de kilometri, pauza lui Biggie s-a încheiat. Ea și Eddie au plecat în următoarea cursă. Cei doi mai au multe drumuri de făcut, cu peripeții, cărând o sumedenie de marfă.